oameni buni, o să vă surprindă exact partea de IPO, și categoria urmă din IPO are o strânsă legătură cu dresajul de poliție, de altfel, câinii care prelucrează urme, care prelucrează chiar și stupefiante, au nevoie de disciplina de urmă de la IPO. Da, la ce nevoie, te referi? Aici ce vreau eu să spun ție, n-am dezvoltat noi subiectul foarte mult, avem ocazia acum timp. Foarte mulți polițiști, vorbesc din afara țării, practică acest sport. Da. Foarte mulți salvatori din dărâmături și așa mai departe, practică acest sport. Pentru că exact ce spuneam înainte, câinele de IPO trebuie să fie un câine complet. Și practic, tu trebuie să folosești toate instinctele câinelui. La un câine de căutare, tu trebuie să ai o disciplină, pentru că poți să ai o dărâmătură, un bloc explodat sau cum vrei să-i spui, în care tu nu ai voie să intri, pentru că există riscul de prăbușire. Da. Da? Și tu acolo trebuie să direcționezi câinele, să-i spui unde să meargă, unde să caute și așa mai departe, moment în care câinele își folosește nasul. Nu faci altceva decât învățându-l pe câinele respectiv să-ți prelucreze o urmă de IPO, să-l înveți să-și folosească nasul și mai bine. Și într-un alt context decât acela prestabilit de pe câmp. Exact. E vorba de relief, de decor, de da, deci de aia spun schimbat. Că mulți, afară, până la că multă lume nu cunoaște aspectul ăsta, câțiva dresori din țară îl cunosc, dar probabil că mulți nu îl cunosc, foarte mulți polițiști și salvatori cu câini practică acest sport. Deci, pentru, da, un câine polițist care este folosit pentru intervenții de patrulare, trebuie să aibă o disciplină. Da. Un câine polițist folosit pentru intervenții. Dar de ce trebuie? Pentru că câinele de patrulare practic trebuie să fie mereu pe starea aia de gata, acum pe cine omor, pe cine iau de gât și îl pun la ceea pământ. Ceea ce spui tu, vorbești puțin despre idealul câinelui, dar antrenamentele nu se fac așa, din păcate. Uh-huh. Deci dacă este să intrăm în acest subiect, povestim până mâine, sigur că da, intrăm. Nu prea. Un câine polițist nu înseamnă un câine extrem de agresiv. Pentru că acel câine trebuie să intervină în niște spații în care nu tot ce în jurul lui este dușman și trebuie să-l doboare. E adevărat. Și atunci trebuie să ai o disciplină. E adevărat. Nu poate să meargă un polițist pe stradă cu un câine care merge în două labe și sare la toată lumea. Da, deci trebuie să aibă o disciplină. Dar am văzut câini polițiști care trăgeau în lese, erau așa întinși și așa îi țineau ei. Din punctul meu de vedere erau câinii și conductorii neinstruiți și spun pentru că un câine care îl duce în starea asta, dacă tu patrulezi cu el o oră, cu siguranță acel câine va obosi. Și corect, în caz de, de intervenție reală, nu va mai da randament. Bun detaliu. Eu am avut o discuție cu cineva din sistemul ăsta și se plângeau că nu au cum să adune atâția oameni să facă un antrenament. Și am spus, băi, oameni buni, antrenament nu înseamnă să te apuci 10 oameni, să faci simulări cu scuturi, cu mașini, cu nu știu ce. Un antrenament poate să fie, alo, X, ești la terenul de antrenament? Da, vin până la tine. Ei câinele îl duci în mașină, le-ai dat jos din mașină, i-ai dat un manșon și ai plecat și te-ai făcut un antrenament. În 3 minute s-a rezolvat cazul. Exact. Și aia spun, câinii polițiști îi ajută sportul ăsta. Pentru că la fiecare secțiune despre care vorbim, vorbim despre mersul către perfecțiune. Un câine care este de intervenție, da? Și accidental mușcă pe cine nu trebuie. Pentru că conductorul a fost mai stângat sau așa mai departe. Spune-mi dacă acel câine nu are o disciplină să lase ce se întâmplă. Da, vezi că am văzut în străinătate polițiști care lasă câinii să muște din presupusul și se fac că vrea să-l și se fac că vor să-l desfacă și nu-l desfac și lasă câinele să tot țină priză și să se crizeze mai tare. Care e fenomenul cu treaba asta? Cei polițiști merg la sigur. Deci acea persoană pe care este folosit un astfel de câine, părerea mea, este o persoană care ei au informații despre el că poate să fie destul de periculoasă. Și atunci lasă câinele să rupă din el până nu mai poate. Săraci, asta e părerea mea. Okay. Acum, s-ar putea să nu am mai dreptate. Sensibil. Însă, hai să revenim un pic la urmă.
Pentru că mai este un detaliu extraordinar de important care face diferența la câinii de căutare, de detectare diverse ori explozibilor, diverse narcotice, stupefiante, da? Care ar fi detaliul acela care ajută polițistul cu un astfel de câine din dresajul ăsta de urmă IPO? La dresajul de urmă la IPO ai prelucrarea urmei. Corect, da. Și semnalizarea obiectelor care le găsește aici pe urmă. Aici voiam să ajung. Semnalizarea se face într-un anumit fel cu câinele. Vorbim de semnalizare, mai ales la explozibil, unde trebuie să ai un câine. Acum, noi povestim despre situații ideale. Acum, dacă vorbim despre România, puțin cred că se schimbă lucrurile, dar crede-mă că în străinătate sunt câinii folosiți chiar pe chestia aia și aici e un subiect care putem să-l discutăm. Semnalizarea, mai ales la explozibil, este extrem de importantă. Exact ca și semnalizarea la IPO. Tu dacă ai un câine care îți prelucrează urma, dar nu-ți găsește obiectele, n-ai trecut examen. Adică dacă urma este pe aici și câinele, pentru că bate un pic vântul și duce dâra de miros un pic mai în dreapta la un metru și câinele merge pe dâră, dar efectiv n-a găsit obiectul pe urma respectivă. Vorbim de niște obiecte cât degetul meu, da? Aproximativ, da. Cât o brichetă, să zic așa, care chiar dacă iarba e atâta, da, el va trebui să semnalizeze acel obiect. Și dacă, acum că dacă el nu merge exact pe urmă, din pas în pas, cu siguranță nu va găsi obiectul. Și acum că am ajuns la acest detaliu, deci am stabilit că practic este foarte importantă semnalarea din IPO, această semnalare pasivă, da? Da. Pe care câinele când o face, în ce condiții la IPO? În momentul în care găsește obiectul. Ok. Când o face, când este polițistul cu câinele în teren și are treabă cu el, din acest punct de vedere? Dacă vorbim de câini de stupefiante, da, sau de explozibil, da, acolo sunt anumite zone de căutat, sunt anumite bagaje de căutat, acolo câinele trebuie să știe când își primește semnalul de căutare, știe că are de căutat. Starea respectivă, da. Și acel obiect poate să fie oriunde. Important e ca el să facă asocierea între mirosul respectiv și semnalizare. Okay, și trebuie să-i indici. Semnalizarea este practic ca IPO, nu se așează. Se așează sau pasiv, se culcă, sau da, se e culcă, pasivă. Da? Okay. Deci, mai ales la explozibil, acolo doar semnalizare pasivă. Pentru că gândește logic. Da, dacă... e important, altfel dacă ar da cu ghearele s-ar apuca cu dinții să tragă, s-ar întâmpla o nenorocire. O să caut niște filmări de prin Spania cu unul dintre cei mai mari instructori de acolo, cadru armatei, da, care el merge în Afganistan și peste tot și chiar am un video cu el în care este filmat de undeva de sus, pe o rază de nu știu câți kilometri, un drum de ăsta prin pădure, ca și un drum forestier. Deci efectiv acel câine merge înaintea lor și caută tot drumul respectiv, centimetru cu centimetru. Fantastic. Și undeva câinele cred că era la un kilometru distanță și unde a semnalizat. Și gândește... și a rămas acolo până, da, s-au apropiat, da, oamenii. Nu, a fost chemat și recompensat. Ah, okay. A fost chemat și recompensat. Interesant. În poziția respectivă. Foarte interesant. E un aspect foarte important și eu consider cel puțin că acești câini ar putea fi folosiți la maxim, la modul real. Pentru că suntem la categoria urmă și sunt sigur că și pe voi vă interesează, este absolut fascinant dresajul de urmă. Aș vrea să ne dai câteva detalii de cum începi să înveți un câine pe urmă și de ce este important să-l înveți așa cum o cere urma IPO. De la IPO. În primul rând... Această tehnică se bazează pe asocierea mirosului cu hrană. Da. De pui, de micuț, înveți câinele să caute în iarbă. Sunt câini care nu mănâncă decât la urmă, de micuț. Adică dacă eu am un puiuț cu mama acolo, îl scot aici afară dacă vreau să-i dau de mâncare, da, și împrăștiu mâncarea prin iarbă. Și el trebuie să o caute, ca să o identifice. Nici nu trebuie să-l trimită, pentru că instinctul lui primar de supraviețuire îl va trimite singur acolo să-și folosească nasul, el trebuie să învețe că dacă folosește nasul, își găsește hrană. Apoi etapele sunt mai multe, după aceea încep cu o vatră,
Dar este asta o strategie cu iarba? Că da, într-adevăr, în iarbă, bobițele pe care trebuie să le mănânce, efectiv, sunt ascunse, el nu le mai vede. Acolo câinele învață să-și folosească nasul. Dacă vorbim deci o strategie despre, asta. Da, dacă, de început. Da, și repet, asta este opinia mea. Este alții, o parte, să aibă probabil alte, că există și alte căi prin dacă, care poți începe. Dacă, de exemplu, dar... tu înveți câinele în arătură, da, acolo deja este foarte vizibil pentru câine. Da, și da, acolo câinele deja o să înceapă să meargă nu din nas, ci din ochi. Din văz. Și atunci, dacă tu înveți câinele de mic să-și folosească nasul, cu siguranță își va folosi nasul. Știi că tendința asta este la câinii de companie. Dacă omul se îndepărtează de câine, să zică gata, las aici să-l fac să mă caute, câinele are o problemă, că el nu știe să caute după nas. El se uită, unde-i mă? Da, mă, unde-i mă? Aoleu, ce mă fac? Și aude un sunet, o fi acolo că am auzit că s-a mișcat ceva. El se duce după văz și după auz, dar de-abia în ultimă instanță, cine știe când va fi acea instanță, câinele începe să mai folosească și nasul. Deci lucrurile, exercițiile astea interesante de inițiere a câinelui de urmă pot fi utile și să ne găsim unul cu altul, corect? Da, în foarte multe lucruri. Eu de-aia spuneam de acest sport. Deci au corespondență și în dresajul de companie. În sport, multe discuții au fost de genul că câinele de ipo, chiar dacă faci o pază de 100 de puncte, ăla nu pune gura, nu mușcă. Aș putea să dau niște nume așa, să întrebe de câte ori o sta sus pe masă cu bun, câinele de ipo. Să revenim la urma asta. Cum începi apoi? De el trebuie, adică cum ajunge un câine să stea așa cum am văzut noi în clipuri, în competiții, să stea cu nasul pe jos și să fie atât de metodic în a menține urma aceea, să o ducă la capăt? Deci, în primul rând, cățelul trebuie să învețe să-și folosească nasul, să înțeleagă că dacă își folosește nasul, își găsește mâncărica. Okay. Apoi se face câte o vatră de un metru pătrat în care plantezi mâncare, la fel. Aia deja, vatra înseamnă că tu deja pășești în locul respectiv. Și să lași tu mirosul tău. Aici, repet, iar este doar părerea mea, din punctul meu de vedere, mirosul persoanei respective contează foarte puțin. Foarte puțin, cred că undeva de maxim, dacă zic 20%, cred că e mult. Persoanei, te referi la stăpânul câinelui sau la celui care trasează urma, poate să fie proprietarul, la ipo 1 proprietarul, la ipo 2, ipo 3 persoană străină, adică așa. Eu consider că acele particule care pică de pe tine și așa mai departe, că asta e teoria, sunt prea puțin importante. Mirosul pentru câine, eu cred că este mult mai puternic în momentul în care tu ai, cum avem aici, vegetație pe jos. În momentul în care tu pășești, tu deja strivești iarbă, strivești sol, strivești tot felul de particule care și există. De fapt, este alt miros acolo pe dura și, aden. Și practic tu ai alt miros acolo. Corect. Deci corect, toată această zonă are un miros, doar acolo este alt miros, pentru că tu ai schimbat mirosul. Foarte interesant. Călcând locul respectiv. Da. Adică teoria era simplă. Dom'le, du-te tu, fă urma ca să fie mirosul tău să te găsească pe tine. Dar există uite câinii că de poliție și folosesc ambele. Este o altă lucruri. Teorie care pare câinii de poliție solidă. Folosesc ambele chestii. Deci câinile de poliție își ia mirosul și din aer și de pe jos, și din aer și de pe jos. Se pare mai versatil un câine de poliție decât unul ce se întâmplă? Un câine de poliție ideal s-ar putea să aibă de făcut și de prelucrat o urmă de 5 km. Ceea ce pentru este greu pentru un câine de ipo, pentru că vorbim de o căutare foarte amănunțită și de o concentrare foarte puternică a câinelui asupra ceea ce face și probabil că acel câine nu rezistă să facă o urmă de 5-10 km. Pentru că concentrarea lui este extrem de mare acolo și noi dacă ne concentrăm la un lucru foarte mult, nu poți să faci lucrul ăsta timp îndelungat. Ești ca o baterie de aia de telefon care cu cât este solicitată mai mult, cu atât se, deci de-aia spun, se termină mai repede. Dar urma de ipo este mult și mult mai perfecționistă. Uh-huh. Adică acolo e detaliul maxim. Este detaliul, maxim. Da. Repet, câinii de poliție fac și una și alta. Uh-huh. Învață să-și ia mirosul și din aer, și de pe jos, și din aer, și de pe jos. Dar nu să-ți prelucreze o urmă exactă. Adică câinele ăla poate să iasă din urmă 20 de metri și după aia să revină. Să vadă, să-și dea seama că a pierdut nu mirosul. Nu-l arbitrează nimeni. Vine înapoi unde am fost, hai să vedem din coace. Da? Da, la ipo este un pic mai perfecționist. Dar, ok, suntem la faza la care am trasat acea urmă de care spui, da?
ce trebuie să vă, care sunt detaliile acelea care fac diferența și care învață practic câinele? S-ar putea oameni care ne privesc să spună, bă, știi că îmi place urma? Ia să-mi învăț și eu câinele. Cum să încep? Uite, și au șansa acum să le dai tu secretul ăsta al începutului, care învață câinele să stea cu nasul pe sol și să ia fiecare centimetru pătrat. Un lucru la care nu te aștepți, să știi că urma pentru mine a fost o corvoadă tot timpul. Trebuie să recunosc, nu mi-a plăcut, a trebuit să o fac. Nu aveam răbdare, adică mi se părea și mi se pare în condiții foarte monoton, este foarte frumoasă urma. Acum, pe măsură ce înaintezi în vârstă, îți place să faci lucruri mai comode, știi? Dar înainte chiar nu-mi plăcea, trebuia să o fac, pentru că altfel nu puteam să practic sportul ăsta, dar nu a fost punctul meu forte, știi? Corect. Ok, dar ce este frumos din urma asta de i-ar putea convinge pe unii dintre cei care ne privesc să încerce cu câinele, mare, măcar la nivel de joc, că practic se pot duce oamenii mare în parc într-un colț și bă, vreau și eu să-mi învăț câinele de aici până acolo, uite să-l văd că miroase. Cum cea mai mare satisfacție este când vezi că reușești să faci câinele și să îl faci să înțeleagă ce vrei de la el, da, și îl faci să-și folosească instinctele lui și simțurile lui în ceea ce vrei tu. Eu cred că ăsta e lucrul cel mai important, că înveți câinele să-și folosească instinctele în, să zicem, favoarea ta. Când... Lucrând pentru tine. Da. Nu că lucrând pentru tine. Practic sunteți o echipă, nu? Exact. Și tu ai nevoie de calitățile lui, de capacitățile lui și de ceea ce a învățat. Da. Că tu, exact practic, ești învățătorul. Exact cum el are nevoie de tine. Îndrumarea ta și de ghidajul tău, corect? Exact, așa deci, avem și noi de el. Este vorba aici, IPO, când vorbim de IPO, vorbim de echipă. Altfel nu se poate. Corect. Altfel nu se poate. Și satisfacțiile sunt mari când ajungi, de exemplu, vorbesc cu foarte multă lume, rasa Malinois, rasa la modă, un câine extraordinar, dar multă lume nu știe că în spatele a ceea ce văd ei pe un YouTube sau pe nu știu ce site-uri, este muncă multă la mijloc. Și este multă muncă și satisfacția e pe măsură. Exact asta se întâmplă și cu urma, și cu disciplina. Acolo deja când intrăm la disciplină vorbim de foarte multe amănunte. E un sport extrem de frumos care te pune pe tine să gândești, pentru că dresajul, eu la mulți le spun, dresajul se face cu capul, nu cu mușchii. Și în momentul în care tu reușești, din ceea ce gândești tu că e ok, reușești să ajungi la un rezultat frumos, deja e o satisfacție mare. Bun, revin. Cum începi? Bun. Faci pașii ăia așa și ai niște mâncare la tine, pe scurt. Pentru că pe oamenii... În primul rând... Sunt secretele dresorului, să știți, în ceea ce privește urmă de nivel de competiție. Nu vorbim de secrete, că nu există niciun secret. În primul rând, cățelul, așa cum am mai spus, trebuie să învețe să-și folosească nasul ca să-și găsească hrana. Aici vorbim de instinctul primar, instinctul de supraviețuire. Da, este unul dintre instinctele care se folosește în dresaj, nu numai la urmă, se poate folosi și la disciplină, așa mai departe. Apoi se face o vatră, o așa numită vatră, un spațiu un pic mai mare, pe care tu începi să presar mâncare, să-l imprimi, să-l calci, da, deranjând solul, practic. Corect, deranjând solul și ridică niște particule de miros. Da, de un tip. Care toată suprafața asta are un miros, doar asta are alt miros, care tu l-ai schimbat pășind în locul respectiv. Și acolo e presar mâncare. Efectiv, cățelul trebuie lăsat, cel puțin asta este tehnica mea. Dacă câinele știe ce are de făcut, în sensul că să-și folosească nasul, să-și găsească hrana, el singur va învăța că atâta timp cât rămâne în acea vatră, care are un total alt miros, va găsi hrană. Mulți încearcă să corecteze. Eu nu-s adeptul. Trebuie să las câinele să-și dea seama să se prinde singur de faptul că nu mai există situații în care trebuie să corectezi, dar vorbesc despre ideal cum este, să lași câinele singur să-și dea seama de ceea ce greșește. Și cățelul va învăța foarte repede că atâta timp cât rămâne în locul respectiv, își găsește hrana. În momentul în care va ieși din vatră și va căuta și va vedea că nu găsește, va intra înapoi. Și el foarte repede va asocia acel miros cu papa. Vorbeam cu Nica, prietenul nostru de la Constanța, am avut un dialog, la fel îl găsiți în categoria noastră de discuții despre dresaj, aici pe canal.
un, de asemenea, un foarte bun specialist în, în a dresa câinii să găsească tot felul de substanțe după miros. Asta este natura jobului și îmi povestea că practic atunci când înveți un câine să facă acest tip de activitate, nu există negativ aici, corect? Nu. Deci n-ai cum să, să tragi de câine, să-l forțezi să facă asta, decât trebuie să-l încurajezi să înțeleagă cum poate câștiga ceea ce își dorește mai mult. Este adevărat? Da. Și aici contează foarte mult motivația câinelui. Deci când vorbim de câini de miros, vorbești de motivație. Atâta timp cât ai un câine care nu este suficient de motivat, nici nu are sens să te apuci de lucrul ăsta. Sunt câini cu care poate ai de lucru 2-3 luni de zile doar pe motivație și apoi să te apuci de lucru. Pentru că acel câine caută acel miros pentru recompensa supremă, care de obicei este o priză pe un baton, pe o minge și așa mai departe. Se folosește și mâncare, eu nu sunt adeptul, dar se folosește și lucrul ăsta. Și, dar nu faci, vorbim de urmă, da? Nu faci un câine să fie... Aici discutam despre altceva, ce ai deschis tu subiectul de mirosuri, de okay, substanțe, okay, și urma este altceva. Am înțeles. A, ok, da. Dar revenind la urma noastră, am stabilit, se face pe pozitiv, practic, da? Da, este, da, doar încurajarea pozitivă, ok, în, da, în a-l lăsa pe câine să-și folosească calitățile native, da? Că se presupune că are niște calități pe care se bazează toată această activitate și ai cu ce să lucrezi. Câinele are niște calități înnăscute. Dar în urmă poți folosi genul ăsta de motivație. Băi, caută urma că îți dau eu un baton după aia să tragem sau îți dau eu o minge. Există. Există și chestia asta. Care sunt riscurile sau care sunt avantajele? Care sunt riscurile? Pentru că eu am testat lucrul ăsta, așa, am așa, făcut, așa, adică nu... Din experiență, prostii am făcut suficiente, nicio problemă. Așa, e bine să, să, le, momentul, să știm exact ca la câini, practic, nu? Învățăm și din erori, nu numai din, din reușit. La prelucrarea urmei, concentrarea câinelui trebuie să fie maximă. În momentul în care vorbești de acea motivație pe instinct de vânătoare, da, joacă și așa mai, da, departe, da, de obicei pici în latura aia altă, cu câinele, în care câinele devine excitat la maxim, pentru că acea joacă cu o minge sau cu un obiect, cu stăpânul, deja intervin alte instincte acolo, da, și de obicei ridică drive-ul foarte tare, și în momentul în care folosești lucrul ăsta, există tehnici și în privința asta, câinele se va grăbi foarte tare. Un câine care se grăbește nu se mai poate concentra. Foarte, și ăla este, bravo, riscul, repet, foarte, am pățit-o și ți-o spun voiam din propria experiență. Eu cam ce vorbesc din propria experiență, pentru că trebuie să-ți mărturisesc un lucru, nu știu dacă am citit vreo carte despre dresaj, așa că ce-ți spun, îți spun este clar din cea mai prețioasă, oameni buni. Noi când vorbim în dialogurile noastre, de fapt vorbim despre experiența noastră în domeniul, pentru că e practic cea mai prețioasă. Degeaba vorbim din cărți. Cărțile le găsiți pe net, le puteți cumpăra, le puteți citi, dar experiența autentică a unui om care a făcut ceea ce a făcut și Ovidiu de-a lungul carierei lui este nemăsurată. Exact. În cărți. Corect. Pentru că situațiile sunt de tot felul și aici vorbeam și de urmă, de corecții și așa mai departe. Există și lucrul ăsta în procesul de învățare. Adică, așa cum ți-am spus, sunt tehnici și tehnici, trebuie să adaptezi tehnica funcție de câine. Pentru că sunt câini care sunt mai colerici, sunt, uh-huh, câini care nu au acest instinct foarte bine dezvoltat și așa mai departe. După aia pici în altă latură, pentru că, bun, poți să îi dezvolt acel instinct practic înfometând câinele. Dar acum eu te întreb pe tine un lucru. Ție când ți-e foame, te mai concentrezi poți să gândești suficient? Da, da, da. Adică bună. Sunt niște lucruri bună, care... Nu ești prea agitat și disperat să cauți mâncarea și nu te poți concentra la fiecare detaliu? Sunt niște lucruri care contează enorm de mult. Și aici intervine calitatea dresorului. Pentru că trebuie să știi să gestionezi, să citești câinele. Da? Pentru că eu am avut câine, de exemplu Malinois, care urmă o prelucram cu zgardă, cu țepi. Fără nicio era problemă. Era prea, prea, da, înfipt. Singurul loc în care mergea fără zgarda de cuțep era în examen. Corect. Pentru că atât de tare îi plăcea
să facă acest lucru, grăbea... încât se tura din ce în ce mai tare. Dar aici este foarte adevărat că zgarda aceea are menirea de a-l tempera, corect? Da. E, dar în mod normal trebuie să învețe câinele că zgarda aceea începe, înseamnă temperare. Și totodată, noi am vorbit despre presiunea pe care o pui pe câine. Totodată, câinele trebuie să învețe să lucreze în regim de presiune. Pentru că dacă el se simte presat de semnalele acelea tactile din zgardă, există și riscul să nu se mai poată concentra, să-l întrerupi din concentrare. Cătăline, aici, care este arta de a învăța un câine să funcționeze tu știi foarte bine în prezența unui asemenea stimul cu zgardă? În ziua de astăzi, pe piață, există N tipuri de accesorii. Unor oameni li se pare folosirea unei zgărzi cu țepi extrem de dură, adică când spui zgardă cu țepi zici wow. Da, dar e o chestiune de oameni buni. Nu vă duceți pe fenta unor cuvinte. E vorba de unei semantici, pur și simplu. E vorba de denumiri generice ale unui obiect. Poți să o numești la fel de bine zgardă tip coral, poți să o numești zgardă de forță, așa cum în termen popular este numită. Denumire iarăși care dacă spui zgardă cu țepi, nu vă închipuiți că țepi din aceea, cum trăgea Vlad Țepeș pe nenorociții trăgea în țeapă. Nu! Pur și simplu, e numită generic zgardă cu țepi, dar ea nu este cu țepi, e construită în așa fel încât să nu facă rău câinilor. Zgardă cu țepi, lese de contact, acel șnur, zgardă ștrangulantă, sunt un fel de accesorii. Da. Dacă știi să le folosești, toate sunt utile. Foarte bun. Paradoxul știi care este? La zgărzile cu țepi în Germania sunt interzise. Foarte interesant, zgărzile cu țepi profesionale, care sunt de la firma Sprenger, se fabrică în Germania. Este exact un paradox, este o ironie. Germania face zgărzi Sprenger sunt cele mai bune pe plan mondial, dar practic ei n-au voie să le folosească. E chiar... Există diferențele de calitate acolo și de sistemul zgărzii în sine. Și să ne întoarcem la subiect. Orice accesoriu, dacă știi să-l folosești corect, te poate ajuta foarte mult.